Procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu ia o turnură nu tocmai favorabilă pentru șeful PSD. 4 inculpați din dosar își recunosc faptele de care sunt acuzați, printre acestea și 2 funcționare care fi fost menținute ilegal cu girul lui Dragnea la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Liderul politic le-a spus însă judecătorilor că este nevinovat și că vrea să meargă până la capăt. La ieșire. A fost momentul în care Liviu Dragnea a ajuns la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a participa la primul termen în procesul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. În sala de judecată lucrurile nu au mers deloc bine pentru președintele PSD. 4 dintre cei acuzați alături de el și-au recunoscut faptele și vor judecată în procedură simplificată. Printre cei 4 inculpați care astăzi au spus în fața instanței că vor să meargă pe procedură simplificată, se află și 2 personaje cheie. Vorbim despre femeile care între 2008 și 2012 ar fi fost angajate ilegal din ordinul lui Liviu Dragnea la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. Cele 2 femei, Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica, ar fi fost încadrate pe funcții de inspector și respectiv referent la DGASPC Teleorman, deși în realitate nu s-ar fi prezentat niciodată la serviciu. Ele și-au desfășurat activitatea la sediul PSD Teleorman. Acum, cele 2 recunosc acuzațiile și întreg probatoriul. Nu schimbă cu nimic nici atitudinea mea, nici adevărul. Eu sunt nevinovat. Acest dosar se bazează doar pe 1, 2, 3 declarații, cred, pentru care eu o să aduc maturi care nu au fost audiați la parchet. Declarații care sunt neadevărate. Ceea ce hotărăște fiecare om acuzat este problema dumnealui. Nu schimbă cu absolut nimic adevărul și pe mine asta mă interesează. Și în fața judecătorilor, Dragnea a spus că este nevinovat și că vrea să meargă până la capăt. Întrebat la ieșire cum vede motivarea condamnării din dosarul referendumului și concluziile judecătorilor de acolo, Liviu Dragnea a pufnit în râs. Pentru viitoarea campanie electorală, ați învățat lecția? Mă abțin. Mă abțin. Ca să evite răspunsul la o întrebare pusă de jurnaliști, Liviu Dragnea a adoptat rețeta fostului ministru de la Justiție. Credeți că Sorin Grindeanu ar fi un lider PSD mai bun decât dumneavoastră? Ca să citesc un clasic în viață, altă întrebare. Următorul termen în procesul lui Dragnea a fost stabilit pentru data de 28 martie.